Bună ziua, dragi prieteni din fecioară! Haideți să vedem la fecioară, la zaruri. Gândiți-vă la persoana respectivă. Persoana respectivă care vă întrebați de ce s-a despărțit, de ce s-a depărtat, de ce nu comunică, de ce nu este cum vă doriți. Ați urcat foarte mult această persoană pe un... acolo sus și trebuie să coborâți această persoană pentru că... nu este bine, nu comunică această persoană, relația este blocată. Simte atracție pentru dumneavoastră, dar e greu să facă un pas. Ori așteaptă o altă persoană să se întoarcă, ori dacă dumneavoastră aștepta să se întoarcă, nu se întoarce. O să aveți o altă dragoste care va crește cu timpul și o să cunoașteți pe altcineva. Poate să fie o persoană mai în vârstă decât dumneavoastră sau o persoană mult mai tânără, dacă sunteți bărbat mult mai tânără, dacă sunteți femeie mult mai în vârstă, cu multă dragoste și dragoste adevărată. Deci nu există, nu veți fi cu persoana asta la care vă gândiți, fecioarele. Veți fi cu o altă persoană cu diferență de vârstă. Deci dacă sunteți bărbat, va fi mult mai tânără, dacă sunteți femeie, fecioară, va fi bărbatul mult mai în vârstă. Cu dragoste și cu familie. Dar celelalte persoane la care vă gândiți, nu. Nu va fi. Cam asta a fost la fecioară. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.